1 plus 1 este egal cu 3, un podcast în care vorbim cu sinceritate despre familie și despre rolul de părinte. Mă bucur că ați revenit aici la podcastul nostru 1 plus 1 este egal cu 3, un podcast de familie. Aici cunoaștem oameni minunați care ne ajută pe noi să navigăm mai ușor în rolul în călătoria asta de părinte pe valurile maternității și paternității. Aici învățăm să ne autocunoaștem, să ne înțelegem pe noi mai bine, cum funcționăm și cum îi putem ajuta și pe ai noștri copii, pe oamenii din jur să se simtă mai bine în pielea lor, să își urmărească, să își urmeze pasiunile, ce ce le place lor să facă și uite că Încet, încet ajung și la subiectul de astăzi. Vreau să vorbim despre stima de sine. Oamenii cu o stimă de sine sănătoasă au succes, deci au șanse mai mari să aibă succes în viață. Vom vorbi și despre imaginea de sine, să vedem care este diferența între cele două, stimă și imagine de sine, cum ne ajută ele sau ne încurcă în viață, în funcție de gradul lor, cât de scăzute sau în alte sunt. O să mă ajute să despic acest subiect în cât în cât mai multe fire, psihoterapeutul Ștefan Popov, care este și președintele Centrului pentru Cercetări în Științe Psihologice și iată că și doctorant cu un subiect foarte interesant. Acum în culise am discutat un pic și am înțeles că vreau să vorbim și despre asta, despre stilurile de atașament, în ce măsură ele ne ajută să ne asumăm riscuri sau ne încurcă să ne, să asumăm, să ne asumăm niște riscuri sănătoase. Ștefan, noroc! Bună! Bine ai revenit! Hai deodată să intrăm, să plonjăm în subiect, nu-mi plac introducerile lungi. Stima de sine, ce este, cum se formează și care sunt semnele unei stime sănătoase de sine? Așa, știi, este un subiect, subiect foarte complex, e ceva abstract uneori e dificil de a, a transmite exact ce el presupune, uneori persoane în terapie, ședințe, nenumărat ședințe, au nevoie ca să înțeleagă mai bine complexitatea situației. Cam ce -ar presupune stima de sine? Eu o numesc uneori demnitatea de a fi om, să nu-ți fie rușine să fii om, este sentimentul de proprie valoare. Da? Deci uh, numai că este un moment important. Acest sentiment de proprie valoare, ea este condiționată sau nu? Pentru că unii pot să aibă respect de sine, dar doar condiționat. De exemplu, uh, adeseori făceam niște exerciții de grup în care doi participanți trebuiau să, să fie față în față și să spună celălalt, eu mă iubesc. Și să vadă ce simt în interior. Pot să formulez acest lucru sau nu pot? și foarte mulți căutau uh, mă iubesc pentru că am făcut mm. studii superioare, mă iubesc pentru că am crescut uh, patru copii, mă iubesc pentru anumite realizări, dar alții spun eu, dar pentru ce eu să mă iubesc? Dar eu n-am pentru ce să mă iubesc. Da, deci e aici este primul moment, da, deci primul clișeu adeseori, că respectul de sine pentru foarte mulți înseamnă că trebuie să-l meriți, mm. trebuie să-l dobândești acest respect uh, de sine. Uh, dar de fapt respectul de sine este un drept natural fundamental, dreptul la viață, dignitatea la viață, de exemplu, da? Și el trebuie să fie necondiționat. Pentru simplu fapt că eu exist, exact. eu mă respect pe mine însumi, A, absolut. Absolut. Doar că foarte greu, da, deci oamenii înțeleg acest lucru sau să simtă cum cum asta se trăiește. Cum asta arată. De asta și spuneam că necesită foarte mult timp, uneori, da, deci pentru uh, analiză, introspecție, interioară, să simți ce înseamnă să te respecti, pur și simplu prin faptul că tu exist. Uh, și atât să încercăm să clarificăm mai departe acestă, această situație. Uh, noi deseori uh, ne identificăm cu propriile noastre comportamente. Adică facem o concluzie despre noi înșine în funcție de propriile noastre comportamente sau comportamentele altora sau anumite evenimente din viață care nou ni se întâmplă. Da? De exemplu, dacă am anumite eșecuri în viață, ajung să mă numesc că sunt un ratat sau sunt un prost sau nu sunt demn de respectul celorlalți. Deci eu mă identific cu reușitele mele sau cu nereușitele mele, de exemplu. Da? Deci dacă, nu știu, m-am comportat agresiv cu cineva, pot să nu numesc că mă sunt un om rău și nu, eu nu merit respectul celorlalți, de exemplu. Sau dacă oamenii mă tratează rău, da, deci la fel poate să-mi afectează să-mi afecteze această imagine sau respect da? deci despre, despre sine. Și aici noi în terapie unor ce învățăm să cultivăm? Ca oamenii să facă diferența dintre comportament și reprezentarea despre uh, sine. Pentru că dacă, de exemplu, eu agresez verbal un coleg, eu risc să spun că sunt un om rău. Dar faptul că m-am comportat agresiv cu cineva, acest comportament nu vorbește despre întreaga mea personalitate. Mm. Da? Comportamentul este rău. Nu da, deci personalitatea mea, da, deci naturală. Pentru că dacă e să și înțelegem circumstanța și contextul în care eu m-am manifestat agresiv, vom înțelege niște motive și niște cauze circumstanțiale în acel moment. Și asta, asta este problema cea mai fundamentală care afectează respectul de sine, anume momentul când ne identificăm cu reușitele noastre, cu realizări, cu evenimentele din viața noastră și multe alte, da, deci lucruri. Chestiunea că de unde vine a, această situație, da? două, două momente. Când suntem copii mici, avem cumva o tendință naturală să ne identificăm cum se comportă părinții cu noi. Dacă părinții se comportă rău cu noi, înseamnă că sunt o persoană rea. Automat, ne identificăm, da, deci dacă părinții se comportă bine cu mine, au grijă de mine, înseamnă că sunt valoros. Aceasta este prima, da, deci modalitate, da, deci de, identificare și deformarea respectului de sine. Iar a doua este o următoare situație. Dacă Ionel primește nota 2 la matematică și vine acasă și părintele îi răspunde a, pentru că ești prost, de asta ai luat nota 2. Deci cauza notei 2 este ceva legat de structură de personalitate, ceva legat de ființa ta umană. Că ceva este stricat, că ceva este defect în momentul ăsta în loc ca o alternativă, da, deci mai funcțională, mai sănătoasă, este că hai să vedem care este motivul real pentru care tu ai luat nota 2. Bineînțeles, ai greșit exercițiul, dar hai să vedem unde este cauza exercițiului greșit. Și se uită, a, uite, tu ai aplicat această formulă. Nu, n-am aplicat această formulă. A, păi iată de ce ai greșit exercițiul, pentru că n-ai aplicat această formulă. Și nu este legat de structură de personalitate interioară. și vorbim despre acțiuni. Despre nu acțiuni. vorbim despre personalitate, despre el. Exact. Și nu punem o etichetă că te descur... Că, adică ești foarte bun la ceva sau ești prost la ceva. Exact, exact. Și în și, și momentul ăsta, na, părintele poate să mai întrebe. Nu știai această formulă? Nu, nu știam. Dar cum așa s-a întâmplat că nu știai? Păi, profesor, atunci când povestea tema, eu mă uitam la Nătăliță. Vreau să aduc uh, aceste momente la o chestiune. Noi, de fapt, ne naștem cu o stimă de sine sănătoasă. S-a făcut și un experiment. Uh, li s-a cerut copiilor să vorbească despre sine și să spună ce le place la ei și ce ar schimba. Și când li s-a pus întrebarea asta, dar ce-ai schimbat la tine? Ei erau cumva confuzi, cum adică ce aș schimba? Mm -hmm. Eu mă simt foarte bine, nu aș schimba nimic. Și îți place și nasul, îți place și, cu, nu știu, degetele cum sunt, cât de mari ești, da. Când s-a făcut același experiment în privința adulților, s-a început, of, da sânii mei, of, Da aia, aia, nasul meu, of, aș schimba asta, asta. Deci, noi, de fapt, ne naștem cu o stimă de sine sănătoasă. Prec. Și pe drum o pierdem. De ce? Pentru că, uite, ai zis și tu, părinții, foarte mult, în foarte multă mare măsură, familia influențează asta. Apoi, mediul, profesorii apar, to toți oamenii pe care îi întâlnim, prin ceea ce spun, ne influențează părerea pe care și noi o avem față de sine. Acum, întrebarea e. Cum să o mențin sănătoasă? Că vestea bună e că stima de sine poate fi crescută pe parcurs, așa cum ai pierdut-o, așa și o reclădești. Lucru cu care eu personal mă ocup de foarte <laughs> mult timp să o reîntorc. Deci, cum putem să o creștem la loc? Deci, ată, uh, metoda prin care eu lucrez, anume este ceea ce vorbeam puțin mai devreme, a separa comportamentul de. Uh, reprezentarea interioară despre sine uh -huh. și a înțelege mai profund ce înseamnă ființa dată de deci, umană. Uh, această ca metodologie de a separa comportamentul da, deci de și de sinele nostru interior încă vine de la filozoful medieval Augustin, în care spunea că uh, urăște viciul și iubește omul. Mm. Și mai mult ca atât când era întrebat tu cine ești? Sunt om. Când se referea la faptul că eu sunt om, e vorba de substanța de a fi om. Acum tu ai zis asta și m-au trecut fiorii, pentru că recent am avut un caz la o școală când o profesoară efectiv îl umilea pe elev, îi spunea că eu un rahat. Bun, ea vorbea în rusă, dar traduce cam așa ar fi. Că ești o bucată de rahat, nu. Cine ești tu? a întrebat ea. Și el a zis, eu sunt om. Tu ești un om? Nu. Tu ești nimeni, un rahat, și tu trebuie să faci ce spun eu, și scuzele tale nu valorează nimic, Și deși efectiv îl umilea. Cât de uh, emoționant e că acest copil a îndrăznit să-i spună unei autorități cum ar da, veni, da. cine este el. Dar întrebarea e de ce ea încerca să-l umilească, încerca astfel să-și construiască uh, dominația, puterea să-l să supună. Ce se întâmplă? De ce a făcut ea asta? Lovind și în stima de sine. Da, deci în această situație da, a, a, această persoană este, bineînțeles, un abuzator. Dar știm după legile psihologici orice abuzator cândva a fost abuzat. Mm. Da, și respectiv umelindu-l pe cineva e o formă, o încercare de a-ți manifesta sau de a-ți redobândi puterea. Dar aici e o situație o circumstanță nesănătoasă prin care tu încerci să-ți redubândești, da? deci puterea umilindu pe altcineva. Când cineva umilește într-o asemenea măsură o altă persoană, fără dubi a fost undeva umilită și ea la rândul său. Da? Și până la urmă sunt niște comportamente, e un dezgust. Dar e un dezgust și de față de propria persoană care este proiectată. Dar această dezgust de propria persoană la fel vine în urma unor abuzuri deci, uh, anterioare. Ele sunt comportamente Absolut rele, da? deci de neacceptat, dar ele pot fi înțelese din punct de vedere al mecanismului psihologic, de, de ce se întâmplă asemenea da? deci, lucruri. Dar cum să-și mențină acest copil stima de sine atunci când are în jurul său, uite, asemenea figuri? Uh -huh. Cu atâtea traume, înțelegem că, așa cum ai zis și tu, profesorul, cândva a trecut prin situații similare, poate și ea la școală. A fost abuzată. Dar cum îi construim copilului o stimă de sine sănătoasă, puternică, astfel încât oriunde ar merge să știe cine este el? Foarte mult depinde de ce resurse are, da, deci în jurul său. De exemplu, în primul rând, acasă. Dacă există, da, deci părinți care uh, validează copilul, el primește această re reziliență. Uh -huh. În fața, nu știu, bullying școlar sau alte circunstanțe, situații. Bineînțeles, acolo îl va influența, dar cel puțin are o bază acasă, de exemplu. Hai, Atunci, cum o construim? Că eu și pusesem întrebarea uh -huh. asta. Cum construim, cum îl ajutăm, adică pe, pe copil să mențină stima de sine înaltă? Aici nici nu e chestiune că trebuie să facem un efort deosebit. Uh -huh. E vorba de calitatea părinților. În ce măsură părinții sunt ok cu ceea ce este copilul? indiferent de ceea ce n-ar face. Bineînțeles că e vorba de a ajuta să se integreze în societate, da? dar în că a, din interiorul lor au respect față necondiționată sau iubire necondiționată față da, deci de copil. Lucrul ăsta se simte bine, da, deci în orice situație. Când copilul greșește, nu vei începe să strigi sau, sau, sau să, urli că ești un tâmpit și un prost și cum așa nu ți dai seama de anumite lucruri. Da, poți să fii frustrat că iarăși copilul face ceva anume acolo, dar uh, vei interveni într-o manieră funcțională și constructivă. În așa fel ca copilul să se simte, da, deci acceptat, să se simte om, să se simte demn de viață în general, da? Deci, dacă părinții nu au acest feeling, de exemplu, da, deci față de propriul copil, cât n-ar încerca un anumite tehnici și metode, da, deci să construiască fals cumva acest respect, nu se construiește. Și un părinte care nu are el față de sine un respect sănătos, da, absolut. oricât ar povesti, oricâte lecții ar ține, ele nu o să ajute, I pentru că exact. acei mici învață din faptele noastre, nu din lecțiile noastre. Exact. Dar I cum se manifestă stima de sine scăzută? Iată, la un adult. Deci, stima de sine scăzută la un adult, adeseori o întâlnim prin următoarele cuvinte sau reacții că eu nu merit. Uh -huh. Da, deci, atunci când întâlnești anumite oportunități. Sau, uh, o mărire de salariu, mărire de exemplu de salariu. Avansare în funcție da. Și tu nu, da. eu... nu, nu merit, mă simt vinovat Sau uh, întâlnești un partener potrivit Și tu singur dai înapoi Nu cred că sunt demn de dragostea celuilalt eu am avut asta, odată nu voiam să continu relația cu un băiat că îmi părea că el e așa de frumos mm -hmm. că uite ce mușchi are, uite cum e el, cât e de drăguț, dar el nu poate să mă placă pe mine, să mă iubească mm -hmm. pe mine, deci spunea te iubesc, eu nu credeam, cum, eu sunt așa de neînsemnată și cum, cum el poate mm -hmm. să mă iubească pe mine deci ar fi un da, exemplu da. pentru că aș vrea și oamenii să aibă conștientizări să se regăsească în situații mm -hmm. um, Vrea mărire de salariu, nu are curaj să se ducă la șef și să spună, vă rog, să-mi dați această, acest spor, da? Doi, ce-ar mai fi? Relația ai zis... Poate să tolereze comportamente lipsite de respect față de propria persoană, considerând că eu asta merit, să se comporte oamenii rău cu mine. Poți să-mi dai și un exemplu? Ai văzut pe cineva în terapie și să-mi dai un exemplu nu, de exemplu, acolo? Aici se referă la situații când oamenii parcă nu îi deranjează că cineva îi umilește. Adică ei se simt un disconfort, dar nu au uh, o contrareacție la această situație. Da, Deci asta poate fi să spunem, un coleg da, un prieten, da, deci care să manifeste anumite comportamente abuzatoare sau nerespectoase față de propria să persoană. Să glumească pe seama ta da, tot timpul. Să, 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 glumească, dar și tu simți uh, un disconfort, o neplăcere, dar tu nu reacționezi la aceasta. Uh -huh. da, deci pentru că atunci când există respectul da, deci, uh, de sine, vei lua o decizie. Da, deci, uh, sau vei încerca să rezolvi situația. Sau vei încerca să te aperi. Dacă, dacă, nu te oprești, exact. rupem comunicarea. Exact. Da, deci, exact. pentru că nu vei, deci nu vei tolera în general respectul de sine, ții de grijă de sine. Și respectiv vei elimina din viață lucruri care uh, îți creează suferință. Asta, asta este un criteriu, da, deci uh, esențial. Pentru că dacă tu tolerezi lucrurile care ți creează suferință, înseamnă că automat te martorizezi și spui că înseamnă că eu asta merit, da, deci de la viață probabil că eu trebuie să le suport că nu merită și da? deci ceva mai bun sau ceva mai frumos. Uh -huh. Și asta orice circunstanță, orice situație, de exemplu, care ne creează da? deci suferință. Pentru că aici când noi vorbim despre grija aceasta, da, desene, asta înseamnă a fi atent la propriile nevoi și aa, indiferent cât reușești în viață, de exemplu, da? deci nu știu, să ai succes, da? deci pe plan profesional, în în relații, da. Uh, nu trebuie să existe această condiționare că uh, trebuie să ajung cineva ca să pot ca să pot cere ceva de la viață. Și atât când spuneam mai devreme că noi într-adevăr ne naștem cu această stimă da, de, de, sine, pentru că atunci când noi ne naștem, noi respirăm. Noi căutăm să ne satisfacem propriile noastre, date nevoi. Dar eu caut, nu știu, caut căldura mamei, de exemplu, sau caut cu ceva să, să mă învălesc dacă mi-este fric trag către mine în momentul Cer, ăsta. Vreau Cer, la, vreau de exemplu, mi este foame, plâng, dau semne, că vin o și dăm și exact, eu primesc asta. Exact. La vârsta adultă asta înseamnă, de exemplu, în continuare, da, deci nu știu, că vreau să-mi pun un condiționer în casă, da, deci că vreau să mă simt bine, confortabil, da, și, dar când devenim adulți, credem că noi nu mai merităm anumite, anumite lucruri. Dacă trebuie să muncești, că trebuie ceva să demonstrezi, ceva trebuie să ai ca să te poți respecta pe tine sau să-ți ceri drepturile sau altceva. Și asta lucruri. fiindcă iubirea părinților a fost condiționată. Exact pentru că primeam apreciere doar atunci când aveam rezultate bune și invers, eram muștruluiți așa, dacă călcam pe bec. Și uneori chiar cu tăcerea, cel mai des, mm -hmm. eu cred că asta este foarte specific uh, poporului nostru, atunci când părintele este supărat, nu vorbește cu tine, nu vorbește cu zilele. Și asta este cea mai cruntă pedeapsă mai bine ei dau o palmă sau îi luau curea și... <l> nu, no, acum să se înțeleagă, deci mm -hmm. eu merg în extremă doar ca da, să arăt da, da. cât de dureros... Dureroasă este tăcerea sau um, ignorarea, indiferența te lovește mai tare decât o, o palmă, de exemplu. Exact. Dar noi... de unde noi avem incapacitatea asta de a vorbi, de a spune ce ne deranjează, de iată asemenea reacții? Atunci când copilul crește într-un mediu, de da, deci, sănătos, el nu are prea mare, da, deci, identificare cu propriile comportamente, respectiv îi se pare ceva normal, firesc, sănătos, să, să ceri tu de la tine că vrei să ai o viață mai bună, uh -huh. și respectiv, indiferent ce background am eu, ce comportamente am eu, dar pentru niște aspecte fundamentale în satisfacerea nevoilor noastre, nu mă condiționez pe mine. Da? Și atunci voi avea acel curaj sau acea putere interioară da? deci de a rezolva niște probleme în viața mea, să pun anumite granițe, să pun anumite da? deci limite, să spun ce mă deranjează pe, pe mine, da? Deci lucrul ăsta, deci, e foarte important, da? Este cumva este pilonul sănătății uh, mentale pe de o parte, da? Deci anume sentimentul ăsta că indiferent ce nu s-ar întâmpla în viața ta, tu îți respecti sentimentul ăsta, da? Deci, de valoare ca ființă umană. Și că orice ai spune, tu o să fie acceptat, nu o să fie respins, și că asta are valoare, o greutate, o însemnătate pentru cei din jur. Chestiunea că poți să fii respins. Dacă poți să ceri univa dreptul sau să spui ceva care te deranjează și să fii responsabil, adică să nu fii luată, da, deci în considerație. Dar nici lucrul ăsta nu te influențează, uh -huh. adică nu să, pentru că nu te identifici cu comportamentul celorlalți iarăși. Da, pentru că Emoția, reacția altora este responsabilitatea lor, nu da. responsabilitatea ta. Atât când ai fost corect, evident, ai formulat da. asta printr-o comunicare asertivă, sănătoasă, și dacă omul se supără, nu mai vorbești cu tine, tu exact. ești bine. Dar deci... asta tu poți dezvolta numai la maturitate, când ai cortexul prefrontal bine exact. dezvoltat și tu poți raționalizezi lucrurile. E. Exact, pentru că, iată, să ne mai situații, dacă o persoană se comportă agresiv cu noi noi adeseori ne credem că e o problemă în noi uh -huh. da, și atunci ce n-am făcut eu corect? Sau dacă persoana mă ignoră, mă respinge iarăși o luăm foarte personal la da? deci, lucrurile respective pe când agresivitatea altei persoane vorbește despre starea emoțională a acelei persoane nu despre mine vorbește. Dar e corect să începi cu o introspecție cu... să vezi cum te-ai da? comportat tu față este de corect. acest om poate este... tu ai încălcat limitele tu. poate tu ai fost uh -huh. deci nu ai avut respectul necesar. Este corect pentru că țin, această introspecție va cauta un declanșator, adică să vezi comportamentul tău cât este de, uh, optim din punct de vedere social, adică uh -huh. să vezi că ai nevoie să înțelegi niște extreme, de exemplu, în punctul ăsta de vedere, pentru că uneori poți să ai un comportament social, cultural normal, dar cineva să acționeze agresiv, de exemplu, pentru că a interpretat eronat gestul tău sau intenția ta respectivă. Da? Este un alt subiect de alt podcast, noi să discutăm <laughs> despre asta, despre agresivitate tare, tare mă interesează și reacțiile oamenilor, da. mai ales pe rețelele sociale, acolo unde ești cumva protejat de sticlă de ecran și stai pe divanul tău și așa de uh -huh. bine scrii, dar dacă ai sta față-înfață, chiar sunt curioasă cum mai vorbi atunci. Vreau să ajungem la imaginea de sine care diferă de stima de da. sine. Imaginea de sine este cum crezi că ești perceput. De alții. Este ceea ce și e cumva despre aprobarea pe care tu aștepți pentru acțiunile tale din partea celorlalți. Deci este despre respectul din exterior pe care îl simți față de tine. Și la unii, imaginea de sine este mai crescută decât stima de sine. Adică, pentru ei este mai important ce o să creadă alții, cum o să fie văzut, așa și. Observăm și pe rețelele sociale, iată, că acolo cel mai bine se vede. Că tu faci anumite lucruri ca să fii apreciat, să ai aprobare și confirmare că tu ești bun, că tu ești fain. Poate, asta e foarte greu de dus. În primul rând, iată, hai să, să înțelegem de ce avem nevoie de o anumite imagini de sine. Noi avem iată nevoie de, de o anumite, da, deci noi nevoie de. Nevoie. Ca să-ți poți să-ți faci și predicții despre propriile tale, da, deci comportamente. Adică tu ai nevoie să te cunoști. Uh -huh. Da? Deci, ce valori eu am? ce competențe eu am, da? ce trăsături da? deci de personalitate, ca în baza aceasta eu ce pot să fac o predicție legată de interacțiunile mele sociale. Nu despre asta avem nevoie, dar deci de fapt despre imaginea de sine. Dă-mi un da? exemplu să înțeleg uh, ce nu să, să Să presupunem că eu știu despre mine că sunt o persoană introvertă. Așa. Asta e imaginea mea interioară, să zicem. Da? Uh, respectiv, uh, eu pot să fac o anumită predicție, dar cum aș simți eu la un job unde este nevoie de foarte multă implicare socială. Asta, de exemplu, poate să-mi creeze un anumit disconfort. Și eu, pe baza acestui fapt că eu mă cunosc cum sunt ca persoană, voi evita să mă org în acest, de exemplu, pentru o, funcție pentru o anumită funcție anumită. Uh -huh. Pentru că știu că mi se potrivește și este în regulă acest, acest uh -huh. lucru. Da? De asemenea, pot să cred despre mine că sunt o persoană flexibilă respectiv, dacă este vorba de un, o activitate care necesită foarte multă creativitate, schimbare, voi putea să o accept, de exemplu, pentru că știu că pot să mă adaptez. Da? Deci, la fel, dacă tu te cunoști pe tine, cam îți dai seama cam ce partener ți-ar potrivi, da? deci cu care ai putea să ai anumită da? deci, înțelegere. Da, propriu zisă. Deci pe baza la imaginea de sine, tu îți poți să anticipezi niște evenimente, ce-i potrivit, ce nu-i potrivit pentru pentru tine. Și acum ideea e că uh, uh, imaginea uh, de sine nu este direct legată de stima uh, de sine, pentru că cineva po poate să, aibă, să se consideră că sunt introvert și să fie ok cu asta, iar uh, altcineva că este introvert și că de ce nu mă iubesc? Pentru că eu așa sunt timid. Iată aici e ce crezi tu că cred alții despre trăsătura de a fi introvert. Mm. Da, deci, pentru că iar, noi toți avem o imită, da, deci imagine, deci oarecare despre sine. Numai că tu consideri că anume aceste trăsături, ele sunt văzute ca fiind rele din punct de vedere social, de exemplu. Tu îmi dai o cu totul altă perspectivă în ceea ce privește imaginea de sine. Eu ascultam pe Urania Cremene, care este expertă în parenting și am și programul ei și acolo ea vorbește foarte mult despre stima de sine, imaginea de sine, cum ajungi la egocentrism, cum îți zic, A, are stima de sine exagerată. Nu există stimă de sine exagerată, există egocentrism, există uh -huh. mândrie. Mândrie sănătoasă și mândrie nesănătoasă. Și atât despre imaginea de sine, ea zicea, uh, și de ce am spus și eu că sună greu de dus, pentru că tu nu acționezi în baza stimei de sine, uite, în baza ceea ce eu cred despre mine, și să fie asta suficient. Eu știu că eu sunt bun, că eu îmi fac treaba bine. Indiferent ce o să zică colegii, ce notă o să pună, eu știu că eu am făcut asta bine. Dar când tu depinzi de imaginea de sine, deci de opinia celorlalți, tu o să știi că ai făcut ceva bine numai după ce o să primești o recompensă, numai după ce o să-ți spună ceilalți că este bine. Și atunci. Care o să fie dintre cei doi oameni o să fie mai de succes? Care a angajat? Cel care are stima de sine mai crescută, imaginea de sine mai scăzută. Adică, fie ce o să zic colegii sau nu știu ce, eu știu cum am muncit. Și nu am nevoie ca să mă simt, uite, un angajat bun de aprobare celorlalți, de confirmări și de celelalte. Fix așa ca și pe rețelele sociale. Eu, de exemplu, sunt acolo ca să promovez niște mesaje. Indiferent de ce ce cred alții, ce notă o să-mi pună, când postez o, o, poză, nu stau și tremuri, dar am ieșit acolo bine să nu un fir de păr, nu știu cum sunt, așa cum sunt, deci autentică, indiferent de cei ce o să zică alții. Deci imaginea de sine e despre confirmarea asta, despre aprobările din exterior. Este important acest, de exemplu, cu aprobarea din exterior, pentru că doar este un semnal că sunt pe calea și dreaptă sau pe drumul cel bun. Aha, deci vrei da? să spui că imaginea de sine în doze sănătoase este bună pentru noi, ne ajută să înțelegem cum acționăm, că e bine, cum ne încadrăm în societatea asta, că nu suntem singuri pe lume. Da, da? deci imaginea de sine este legată și de identitatea de sine la crearea unei identități. Hai să pornim la o problemă. De exemplu, că foarte mulți au o imagine neclară despre sine, dar foarte multe persoane, care anumite au un bură de personalitate, cum ar fi borderline, dar problema lor cea mai mare este că nu știu cine sunt ei. Dar tu ai zis că foarte multe persoane, adică asta este deja un fenomen, e o tendință? Acum, în societatea contemporană, da. Da, da, și la noi. Și la noi, da, deci și, și explic, explic de ce. Okay. Da? Uh, aceste persoane, de exemplu, care au această dificultate, în primul rând, să înțeleagă cine ei sunt, uh, le devine foarte dificil, iarăși, să-și uh, să facă o strategie, să-și facă un plan, să aibă anumite predicții, pentru că stările lor interioare atât de frecvent se schimbă pentru că ei nu mai înțeleg cine ei sunt. Și uh, acest lucru, da, deci le creează anumite conflicte interioare foarte... Adică ei nu știu ce le place să facă. Da, da Pentru că acolo nu știu la psihicul, ce sunt buni. Corect. Psihicul, așa este numit, numit, este foarte fragmentat. Pentru că dimineața poți avea o stare, seara altă stare sau o anumită perioadă, da, deci din, din, din viață într-o perioadă scurtă, da, deci văd viziunea, văd lumea întotdeauna diferit. Se văd pe sine foarte diferit. Parcă nu au o constanță nu au ceva stabil interiorul lor, da? Uh, într-o zi se gândește că, o, oh, mie mi-ar plăcea, da, deci, nu știu, uh, să mă ocup cu arta. Într-o altă zi, mă, nu, nu, asta arta nu e pentru mine, eu vreau să mă ocup cu ceva tehnic, de exemplu, da? Într-o zi se gândește, eu vreau familie, într-o zi, nu, nu, eu nu, așa ceva, eu nu vreau. Și cine sunt eu, ce vreau eu? Dar cum ajung ei în starea asta? Uh, de la situații instabile din copilărie. Da, și acum, de ce spun că acum, e, pentru foarte mulți este o provocare să aibă o anumită imagine, da, deci de sine? Imagine înseamnă că există ceva stabil în interiorul tău, da? Tu, tu îți pui un fel de etichetă, da, deci despre sine, da? Că sunt bun, că sunt rău, că sunt introvert, că sunt extrovert că sunt impulsiv, emotiv asta ține, da, deci elemente, da, despre imagini de sine. Și într-o societate în care, tradițională, da? În care lucruri sunt foarte stabile. Tu relativ ai și un comportament stabil. Cu cât uh, viața este mai schimbătoare, cu atât suntem mai predispuși să reacționăm diferit la circumstanțe, Pentru că reacția noastră, de fapt, comportamentală, este o reacție emoțională la circumstanță. Dacă în fiecare zi, de exemplu, se întâmplă unul și același lucru, noi vom reacționa cam la fel, în, acel, da, în același fel. Dacă lucrurile din viață se schimbă, noi putem să reacționăm diferit. Iată, de exemplu, să presupunem că cineva mă întreabă, îți place cafeaua? Și eu spun, nu. Că, în mod general, nu-mi place să beau cafea, da? Dar într-o zi mă surprinde, de exemplu, că eu beau o ceașcă de cafea când afară plouă și să uită la mine și spune, dar tu ai spus că ți nu-ți place să bei cafeaua. A, nu-mi place în general, dar când îmi place să beau cafea, doar atunci când plouă. Da? Deci, e bine, când am spus despre mine că nu-mi place să beau cafea, eu m-am referit la cele mai multe situații când nu-mi place să, să o fac. Dar aici e vorba de că s-a schimbat circumstanța, că a început să plouă și uh, atunci mie îmi place să beau cafea. Și atunci se schimbă ceva interiorul meu, ca și imagina de, de, de sine. Dar acum imaginează că a, atât de mult se schimbă anumite circunstanțe în viața noastră că nu mai există parcă un, un fir roșu comun, de exemplu. Dar, păi, de asta și este atât de important să avem stima de sine crescută, noi să știm exact cine suntem așa. noi, că suntem buni așa cum suntem, orice am face, că noi ne străduim, că data viitoare ceva o să schimbăm și așa mai departe, fără să facem din asta o tragedie și să ne punem eticheta că suntem răi. Da. Pentru că imaginea de sine poate să se schimbe constant. Pentru că unul o să creadă despre tine că tot așa ești de bun, știi, de mm -hmm. darnic sau nu știi, Cine, dar altcineva o să zică că tu ești prost pentru că tu dai sau știi. Așa, așa. Cineva o să, într-adevăr, cum ziceai și tu, o să judece după două, trei fapte ale tale sau vorba ce e. Cât ajuți, ajut și dai, dai, ești bun, bun. Da, Odată da, ai refuzat, da. asta va fi eticheta: că ești un nemernic pentru că tu n-ai reacționat uh -huh. la și nu ai oferit ajutorul pe care nu știu cum se presupunea că trebuie să vină, știi? Uh -huh. fără, fără alte alternative. Deci poți să faci un milion de lucruri bune și iată pentru cel care, o faptă care nu a plăcut, nu a convenit, să fie considerat cel mai rău de pe pământ. Și de asta noi vrem constant asta noi, stima de sine, să fii sănătoasă. Exact, deci iată, de asta și spuneam că a, stima de sine nu trebuie să depindă de circunstanțe. Da, deci de evenimente, da? da. A, nu că de zi res mă, că respectul de sine nu înseamnă că am făcut un lucru bun. Mă respect mie chiar dacă am făcut un lucru nebun. Da, deci, pentru și, că sunt om. De, exact. Pentru că sunt pentru cei ce sunt. exact Cu toate lucrurile bune și rele. Eu mă iubesc pe mine. Așa e. Și, atunci și eu de, merit asta. Absolut. Și uh, chiar dacă, de exemplu, imagine de, de sine se poate schimba în diferite uh -huh. circunstanțe, da. tu tot da. rămâi acolo, de exemplu, da, deci ai acest respect fundamental, da, deci despre, despre sine. Dar iată, asta și provocarea acum psihologică, da, deci al vieții contemporane, că omul are nevoie de o, oarecare stabilitate, constanță, da, deci pentru că spuneam despre ce este elemente de predicție, da unul dintre nevoi psihologice este să pot să-mi prognozez viitorul sau să am anumite uh, anticipări și atunci tu trebuie să te cunoști pe tine. De asta și când noi facem o alegere a unui job sau a unui partener, depinde cam ce nou ne place. Acum, dacă la tine imaginea este foarte vagă și foarte schimbătoare, tu nu poți face alegeri semnificative sau cu încredere. Mai mult ca atât, bun, eu pot crede despre mine că eu sunt tare deștept și discurcăreț, dar eu am nevoie acum de confirmare din partea celorlalți. E și important această confirmare. De ce este important? Nu pentru că este mediul social și, de exemplu, tu poți să consideri geniu, dar deci ce folos, de exemplu, dacă nimeni asta nu te validează? Nimeni nu-ți cumpără cărți. Da, nimeni nu-ți cumpără cărți. Mor, mor, da. și, și, iar din punct de vedere, mai mult să spunem biologic, această nevoie de validare, asta înseamnă că ceea ce eu fac este recunoscut, el este valoros social. Tu poți să fii, de exemplu, să fii super talentat, numai că talentul tău în societatea în care tu trăiești, nimeni nu are nevoie de, de, de dânsul. Și ce vrei să-mi spui mie cu asta? Eu o să continui pe mine să mă iubesc așa cum sunt, dar să văd că poate trebuie să uh -huh. schimbat calea sau ce? Deci eu, Pentru noi, de exemplu, adici, ca fiind social, noi trebuie să știm să ne adaptăm social. Ce înseamnă ad adaptarea aceasta a, a, socială? Um, pentru a putea a, supraviețui. Iată, să pornim de de niște momente foarte arhaice, foarte, de exemplu, adică primitivi, de exemplu, adică în societate mult mai simplă, într-un trib, în care Poate că deja acolo era un ionial care el știe acolo în matematic, să spunem, știi, uh, dar aceste cunoștințe ele nu trebuiau încă la acel moment uh, tribului de exemplu. Dar pe el să nu continui să facă matematica asta așa cum o vede el pentru că asta e pasiunea lui și că el, el știe. El, el poate, el poate să facă asta de exemplu pentru dânsul, dar el nu o să fie oricum la acel moment al perioadei, al vremii, o să fie desconsiderat, adică Așa cum acum în societate, dacă vine cineva cu o idee inovativă, hai de pe luate luată și că asta nu e prioritate acum pentru noi. Dar asta nu e problema lui, asta e problema societății, că nu vede uh -huh. valoare în ceea ce face. Deci uh, e chestia că poate să nu vadă valoare. Da, asta e problema societății, că nu vede da, valoare. Ideea e că, până la urmă, eu -o să fie marginalizat și exclus și să de foame. Și asta nu e ad adaptabil pentru dânsul în momentul ăsta. Va trebui deci să tu învețe. Deci vrei mie să mi spui că totuși trebuie să vedem valoarea în imaginea asta de sine și să o folosim pentru a ne adapta social, pentru ca ceea ce noi facem să fie integrat, să nu rămână acolo să prăfuiască ideile noastre geniale, dar ele să fie integrate acolo unde suntem noi. Da, deci mai curând vreau să spun că de ce este important pentru noi această validare? Că validarea, da, deci a ceea ce noi suntem, asta înseamnă că noi vom fi apreciați Vom fi remunerați, vom fi uh, acceptați de către ceilalți. Și deci, dacă nu vin, Eu ce să unde? Ce să fac eu cu pasiunea mea? Deci, fie că de exemplu, da, deci, uh, E că ce să ți dau un exemplu. Da. Hai, practic, un exemplu. Hai. Întotdeauna cu exemplu funcționează bine. Iată, eu promovez nașterea asta blândă. Iată, eu vreau să fi lăsat cordonul spuseze până la capăt. Mulți medici se opun. Eu ce, gata să renunț la asta, să nu mai fac nimic? Nu. Pentru că nu este acceptat, uite, de o parte din din societate. Uh, nu trebuie să luăm acest lucru, da, deci uh, limita, de exemplu, da? deci, uh, uh, dacă cât este de, pentru noi de periculos sau nu este periculos ceea ce noi încercăm să facem periculos individual. Acum în societatea contemporană, da? deci uh, noi putem să să facem o anumită uh, mișcare. Da? pentru că vom găsi mulți adepți care ne vor susține, de exemplu. Sau poți să găsești, de exemplu, acel grup de oameni care să te susțină, care împărtășesc aceleași idei și uh -huh. este în regulă. Tu în momentul să te-ai adaptat, ai suportul acesta necesar cu care încerci deja să schimbi cultura, mentalitatea uh -huh. și așa mai departe, uh -huh. de exemplu. Da? Pentru că nici psihologii de exemplu, da? deși nu sunt tare iubiți de multă multă lume. Dar dar fiind faptul, Da, că se Dar, dat, fiind faptul că există o minoritate care, de exemplu, atribuie valoare psihologului, da, deci de deci, deci începe da, deci, să crească? Dar dacă eu mă duc, să zicem, da, deci eu cu psihologia mea mă duc acum într-un trip din Africa da, și eu spun că eu vreau să fac psihologie, da, eu o să mor de acolo. Asta mă refer. Da? Eu, 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 eu sunt super talentat, super bun, de exemplu, știi? Dar ei n-a să aibă nevoie de cunoștințele mele din psihologie. Și eu zic, voi, 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 nu, voi nu sunteți normali, știi? <gântu -i> Așa. Voi aveți nevoie <gână> de o ședință <gână> da, da, da. de psihoterapie. <gână> și și ei să-mi spună, de exemplu, da, deci du-te tu de aici, știi? Da. Și atunci o să mă simt invalidat. Și asta e pericol pentru mine, că dacă nu mă validează pe mine, da, deci eu o să mor de foame. Lasă mă refer, da, deci în primul, în primul rând. Dacă ați găsit măcar vreo 2-3, da, deci care să mă valideze înseamnă că deja sunt pe drumul cel bun, înseamnă că există șanse mea de adaptare da, deci la, la, societate. De ce noi trebuie să facem întotdeauna iată, un fel de balanță da? deci și dintre ceea ce eu sunt, valorile mele, tendințele mele de a crește și ce este societatea. Așa cum noi trebuie să înțelegem, chiar dacă în mare parte da? deci noi ne luptăm uh, cu o cultură dominantă da, și uh, ne așteptăm că vom fi uh, dezaprobați și este lucru ceva foarte firesc, normal, dacă înțelege cum funcționează mecanismele culturale, că nici culturi nu îi place, de exemplu, să se schimbe, da? pentru că cultura tinde mai curând să se conserveze, da. numai societățile occidentale acolo uh, e situație mai ciudată prin sine că mai mult uh, merg spre schimbări tendința spre inovații, de exemplu, da? și acceptă mai ușor anumite schimbări culturale. Dar în rest, cu excepția culturilor occidentale, toți sunt tradiționali sau tind să fie conservatoare, da? deci, în general. Și atunci când mă lupt cu sistemul, da? mulți o să mă numească, da, deci e ca psiholog, șarlatan, și asta nu mă afectează, de exemplu, respectul de sine, pentru că înțeleg de ce asta se întâmplă. Am o predicție, o așteptare că așa se va întâmpla. Uite că m-ai convins tu pe mine astăzi că, într-adevăr, imaginea de sine poate să aibă și o valoare, poate să aibă conotații pozitive și ne poate servi. Exact. Vreau să ajungem însă și la egocentrism. Și iarăși o să subliniez acest gând. nu există stimă de sine exagerată. Noi vorbim despre egocentrism. Atunci când omul vrea să fie întotdeauna în față, să fie văzut, uh -huh. să, um, deci caută întotdeauna laude, caută întotdeauna aprecierile tuturor, consideră că ceea ce face el este genial, cel mai bun și nu are egal. Și asta se crește cum? În copilărie, când era spus întotdeauna, deci laude peste laude, unele poate, cum să zic, nejustificate, când ți s-a spus tot timpul că ești cel mai deștept, cel mai frumos, cel mai, cel mai, cel mai bun și tu crești cu asta, că tu întotdeauna trebuie să fii în față și apoi, iată, îi calci pe alții pe coadă, tot timpul, <laughs> bagi în, în, în față atunci când și ești greu mm -hmm. de acceptat de majoritatea, ta. da? E, Explică uh, tu mai mult de da, aici. Egocentrismul, da, deci, adică, atât se formează la fel, în două modalități extreme. Iată una care ai menționat-o: că de mic știi, ești cel mai, cel mai, ne ținând cont de exact ce faci copilul. Adică copilul da, poate să greșească, poate să facă anumite comportamente problematice din punct de vedere social, dezadaptative. Nu da de el la mamă, întotdeauna să la tată, întotdeauna e cel mai bun. Știi? Și atunci copilul atât ce crește cu o imagine distorsionată uh -huh. despre uh, sine și crede că toată lumea îi este datoare cu ceva. Deci. Uh, aici este un fel de a se dezvolta acest egocentrism, dar în cele mai multe cazuri egocentrismul se naște sau se dezvoltă ca răspuns la un complex de inferioritate. Da, i da, deci este atunci când iată, copil permanent fiind a, umilit, uh -huh. înjosit, numit fiind prost, ignorat, da, copilul nu mai poate trăi uneori de exemplu cu acest sentiment a, de sine. Da, deci cu ideea de sine că eu sunt un prost și atunci el se apără prin a-și forma o carcasă, iată un ego, da? că eu sunt deștept și o să vă arăt asta. Da? Și atunci uh, el se apără de ceea ce crede că el ar, ar putea fi. Că ar putea să fie prost, că ar putea să fie inferior, că ar putea ar, să fie, da, deci nedemn. Și el uh, crede, pentru că uh, dacă asta i s-a spus, da, deci de mic uh, copil, crede că, undeva simte că ar putea să fie adevărat, deși nu este adevărat, da, deci cum am, sus, am menționat noi anterior, da, deci când noi ne naștem, da, deci, valoroși în sine, da, dar asta e o rană creată, legată teama de a fi prost, teama de a fi inferior și așa mai departe și atunci uh, creează niște mecanism de supracompensare în momentul ăsta, da, uh, alte elemente, de exemplu, da, deci narcistice, în care o să învăț cel mai bine, să fiu cel mai bun, să fiu primul, da? să am lucruri da? deci mari da? deci în viață. Și dacă cineva, dacă cineva face cea mai mică aluzie, că nu sunt suficient de bun, sau îmi face o remarcă, o critică, atinge punctul ăla care pe mine mă doare frică de a fi prost. Și atunci se activează în mine, da, deci ripostarea în momentul, dat da, și un comportament emoțional arogant, arogant exact, dacă aroganța ne da, deci în momentul respective, da. Deci aici este, da, deci situația, pentru că a, unde este stima asta de sine, da, deci a, vei putea să fii obiectiv cu tine însuți, în primul rând, da, și a, dacă la serviciu, nu știu, n-ai făcut cea mai bună treabă într-o anumită situație, da, aici am greșit și nu te afectează, nu te este teamă să spui că greșit pentru că. Nu are nicio o legătură cu ideea de a fi prost, că a fi nedemn. Păi, nu am greșit când nu am avut suficient cunoștință sau experiență. Practic, nu-ți afectează mai departe capacitatea ta de a te simți liber de a fi om. Deci, oamenii care par foarte puternici, sigur pe sine, plini de sine, mm -hmm. mai degrabă, ăsta ar fi cuvântul, plini de sine, de fapt, maschează complexul ăsta de inferioritate, exact. că nu sunt suficient de bun. Și el încearcă prin toate formele să demonstreze că totuși merită, că el face o treabă bună, că o să reușească. Și de fapt sunt oameni așa mici, că se simt mici în a, interior. A, absolut și de exemplu, experiența psihoterapeutică, zeci sute de cazuri de exemplu, da, deci mi-a oferit posibilitatea să observ cum lucrul acesta funcționează C și oamenii. A deschis ușa cabinetul cu piciorul și acolo în scăunel <laughs> în fotoliu s-a făcut un copil mic, nesigur. Da. Și sunt foarte multe, da, deci clienți în terapie, da, deci populari, da, deci cu statut înalt, cu averi și ei recunosc în terapie recunosc, de exemplu, da, deci cam o, acolo teamă, că nu sunt suficient de bun și mai mult ca atât, ci că observ, dar asta cei care au cât de cât conștiință de sine, de exemplu, dacă să ajung la această observație, că cât de mult n-aș face, tot mă simt mic. Sau mi este teamă că n-am să fiu suficient de iubit, suficient de valoros, Unii ori au impresia, iată, dacă a obțin acest statut, iată, e atunci să mă simt dem uh, demn de sine. Dar ideea e că nu se întâmplă lucrul dat. Da, deci tu ajungi să spunem, da, faci licență, faci master, mai ești un doctorat și dacă să am doctoratul, iată atunci eu o să mă simt, nu știu, demn de sine. Nu, acolo deja rana dacă e creată, tu așa și doctoratul, nu e nu, nu suficient, mai mult, mai mult, niciodată nu Afaceri, se împle. Afaceri, milioane, da, da. femei frumoase, una, a doua, a treia, <laughs> succes, putere și oricum acasă exact. când ești singur? Deci, e, e la concluzia că nu îi ajută de fapt lucrurile acestea, îi ajută doar pe uh, termen foarte scurt o mașină nouă, de exemplu, două, trei zile sau o săptămână acolo, m-am simțit așa parcă plin, mândru și după care iarăși, pentru că dacă este lipsa de respectul ăsta de sine fundamental, el, indiferent ce nu avea, el acolo mocnește. El acolo el este. Și de aceea și tendința asta permanentă da? deci de, 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 a lupta ca să fii mai bun, mai bun, primul și tot așa mai departe. Ah, și atunci cei care urcă munți și fac poze și Acum o să simt așa ca o piatră în grădina cuiva, dar uh, vorbesc despre asta, o fac, uh, nu știu, într-un mod exploziv, cât mai vizibil, uitați-vă, mm -hmm. sunt aici, iarăși pentru că vor să compenseze ceva. Exact, eu, eu am, la fel am practicat da, deci, expedițiile montane și trekking prin, prin țară. A, pentru mine a fost, de exemplu, un element de compensare din copilărie, de bullying, pentru faptul că eram slab. Și când eram slab în școală, toți da, deci, se rădeau de mine, mai puniți două pietre în buzunar ca să te iei vântul și tot așa mai departe. Și zic, când am plinut 18 ani, știi, deci, aha, eu sunt slab, să vă arăt eu, știi, deci, eu nu sunt slab. Știi, și atât ne-am luat rucsacul și am plecat prin, prin țară, da, deci, cu cortul, știi, și după care prin, prin munți, de uma rota da, deci mie însuși altora că eu sunt competent, da, deci după care când am înțeles că nu mai primeam plăceri de la acest fapt, când am înțeles că sunt ok cu mine însumi și noi mergeam prin expediție, făceam poze, foto, da, eu singur le montam de era la Discovery. știi, deci asta, deci de, să, să supraviețuiești, da, deci în junglă chestiuni de genul ăsta așa eu primeam satisfacție când cineva să se vadă, știi, deci și asta în, puțin, știi, îmi puneam un guient acolo pe sentimentul ăsta că sunt uh, slab. Dar iată când am ajuns la respectul ăsta de sine, când ultima dată când am mers, eu m-am ales mă cu oboseală inutilă. Pentru că atunci recompensa era în sentimentul ăsta că scurtoi. Mândria, Mândria da? Exact. Dar, cum am era oboseală și, și, care e plăcerea de fapt uh, aici? N-am nimic ce să mai demonstrez pe lucrurile ăsta. Sunt ok și slab sau cum am împăcat adică în general cu persoana mea. Deci, într-adevăr, da, deci uh, Uh, un, un psiholog odată și spunea că, că eu nu mi imaginez cum un om sănătos uh, mental, își dorește cu orice preț uh, succes. Cu orice preț. Succes înalt. Pentru că omul uh, sănătos emoțional, el preferă mediul. Da? Asta nu exclude că un om sănătos emoțional nu va avea succes. Va avea succes, într-adevăr, doar dacă este bun și va fi ceva util. Uh, 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 util. Cu sens, pentru alții. cu sens pentru alții. Dar pentru tine asta va fi un bonus la viață. Mm -hmm. Tu n-ai luptat specială pentru asta. Tu n-ai făcut și să fac eu ca să am succes. Tu pur și simplu dai da? deci, de activitate tu ai o misiune pe care tu ai asumat-o, că mie îmi place, de exemplu, dacă să fac, să zicem, acolo a, psihologie sau altul, da, de exemplu, că îi place să fie contabil, altul că îi place să fie jurnalist, tot așa mai departe. Îi place. Și atât. Nu-și pun în, în sine, de exemplu, da, deci ambiții extrem de mari sau așteptări foarte mari ca să fiu cel mai bun jurnalist și să iau toate premiile, de exemplu, da. Dar a, mie îmi place, da, deci să acolo să provocăm politicieni prin întrebări, știi, că mie îmi place. Și cred un, un lucru util. După care, oi, ca și premiile au venit. Asta te bucur, ca un rezultat, că munca ta, întotdeauna când este apreciată, este plăcut. înseamnă că faci o treabă bună pentru societate, propriu-zisă. Și poți să fii cel mai bun jurnalist, de exemplu, da? cel mai bun acolo, da? deci uh, mecanic, auto și tot așa mai departe, uh, dar nu în sine este obsesia. Și vei fi mândru în, uh, într-un mod sănătos. Exact. Că exact. eu am muncit, vă da. mulțumesc, apreciez, pentru că mai avem o problemă aici la noi, la moldoveni, dar nu nu mai cred poate și în altă parte, dar la noi e foarte accentuat când ni se exprimă o recunoștință, mulțumire sau ni se face un compliment noi, da nu, că astăzi eu n-am dormit bine și n-arăt bine, în loc să spunem mulțumesc mulțumesc și asta iarăși arată o stimă de sine scăzută sau da. uite, primește ceva, niște bani sau un cadou, ia un cadou Hai, noștri nu știu să primească daruri. Da, da, nu, da, nu, 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 nu da. trebuie. Dic, și eu dator sau nu știu, dar nu merit, dar pentru și, dar n-am făcut nimic deosebit, da. dar n-am făcut nimic deosebit. Totul merită o recompensă. Un, e un schimb de energie. Ai făcut un serviciu, ai primit ceva, primește, dar noi, uite, că nu putem să facem asta. Da, exact, aceasta această înseamnă această mândrie uh, sănătoasă, da? Atunci când oamenii au aceste complexe de inferioritate, da, deci... Fie dacă pe scara socială se află jos, pentru că ei nu au încredere, de exemplu, dacă consider că nu merită, fie că spre scara de sus, de exemplu, la spre țeluri mari, obiectivul mare Dar acolo e o stare nevrotică. Oamenii nu primesc plăcere. Chiar dacă sunt acolo sus, ei nu mm. primesc plăcerea autentică de acolo, pentru că întotdeauna se află într-o anumită tensiune. Și sunt persoane care se află în terapie și conștientizează. Da, eu am ajuns la acest nivel datorită traumei mele, de exemplu, care m a mobilizat și m a motivat în să în fac lucrurile acestea. Și, și la un moment dat dar mă tem că nu vreau să rezolv trauma asta. Pentru că dacă rezolv trauma asta, mi-ar dispare motivația. Și atunci zic că, da, două situații posibile. Într-adevăr, poate dispare motivația. Dar dacă dispare motivația, înseamnă că nu mai este important pentru tine. Tu n-ai suferit la asta. Dacă dispare motivația, să mai faci lucrul ăsta. Și, într-adevăr, se întâmplă situații când, de exemplu, omul renunță, de exemplu, da, deci la, nu știu, la un succes corporativ în lumea corporațiilor, de exemplu, partea profesională, da, sau alte aspecte, da, deci își pot regăsi liniște în alte situații, da, deci sau făcând lucruri, da, deci mai obișnuite. Iar în alte situații, rezolvând însă și trauma, rămâne același interes, aceeași plăcere, numai că nu ești într-o stare nevrotică, adică de tensiune, dar primești mai multă plăcere. Faci același lucru, dar cu deja cu mai multă calmitate cumva interioare. Nu te biciuiești, nu te începi să te învinovățești că am pierdut timpul la Iurea și, sau să te critici că nu ești acolo unde ți-ai fi dorit. Cât sprânești, atât sprânești. De ce pentru noi contează atât de mult totuși ce vorbește lumea? Și vreau să ajung aici la educația prin rușinare, iată mm -hmm. rușinea asta, să-ți fii rușine, dar ce o să zică ceilalți? Dar uite dacă o să te așa, o să te râdă, o să te mm -hmm. vorbească. Și uite așa ajungem noi să fim dependenți iarăși de cei ce vorbesc alții. Dacă ai ceva aici ce de adăugat. No, de ai. ce contează atât de mult și vorbesc alții? Uh, yeah. Hai să ne întoarcem iarăși un pic, de exemplu, în triburi. Da? Deci, supraviețuirea noastră în acele circunstanțe depindea foarte mult de ce gândește tribul despre mine. Uh -huh. Pentru că resursele erau foarte puține, greu de supraviețuit. Iar eu, dacă, de exemplu, nu mă adaptez tribului, valorile, de exemplu, dacă nu mă comport ca toți ceilalți, nu aduc ceva util, ceva bun, dar eu voi fi marginalizat. A fi marginalizat înseamnă că eu nu am acces la resurse sau chiar pot fi exclus tribului, da? din cadrul tribului și atunci nu am nicio șansă de supraviețuire. Deci noi biologic suntem înregistrați da, deci cu a fi atent la ce gândesc alții despre noi. Mm. Da? Chiar, de exemplu, este așa numită rețea neuronală de bază. Da? Înseamnă, care, cu alte cuvinte, la ce, să, ce faci creierul când n-are nici de făcut? Deci nu are un task oarecare. Știi de ce? Tăi, el, omul eu sunt, eu unii îl sunt din pat, știi? Se, se gândește activează. la cei ce gândesc alții <laughs> exact. despre el. Și asta este așa numită sistem neuronal de bază, da? deci, care implică mai multe circuite neuronale, da? deci fără efort, da? în care se gândește la sine, la ceilalți, la trecut și la viitor. Automat se, se întâmplă lucrul acesta, pentru că el face reviziuri permanente. El încearcă să-și revizuiască dacă comportamentul lui din ziua de astăzi au fost adecvate sau nu. Da? Să încearcă să-i percepi ceilalți, pentru că din interacțiunea mea cu ceilalți depinde de supraviețuirea mea, mai ales într-o situație de da? deci de, de trib. Respectiv, dacă primesc apreciere, înseamnă că eu uh, am șansă de supraviețuire. Viața mea este sigură în momentul ăsta și eu caut cumva să-mi găsesc niște talente, pasiuni, ce pot face cel mai bine. Am răbdare de zi să frec două bețe ca să aprind focul și atunci atât să bucuri, da, deci și -o să mă laude, iar lauda asta înseamnă că voi fi păstrat, voi fi dorit în continuare, de exemplu, da. Acum, să revenim, da, deci mai în prezent, da noi putem să ne facem, să ne comparăm, de exemplu, cu culturile occidentale. Că acolo poți face, nu știu, ce vrei, că nimeni nu se uită și nu stă cu ochii pe tine, de exemplu, da? Da, acest lucru este posibil în megapolisuri, în general. Iată, însă, stru această structură socială o permis ca fiecare să fie o leacă indiferent, da? Pentru că noi nu mai avem așa de multe legături sociale cu cei din jurul nostru. Dar, când ești la, trăiești la sat, da? deci mai ales când noi cam toți, de exemplu, da? deci recent, da? deci toți venim majoritatea da? deci, din mediul uh, rural, unde să, comunitatea este mică și sunt niște valori culturale. O cultură întotdeauna înseamnă că o cultură înseamnă o anumită omogenitate în care oamenii trebuie să gândească la fel, să simtă la fel, pentru că asta înseamnă o anumită sinergie, dacă ai o anumită da? deci, o stabilitate direcție, o stabilitate. Și, da, ordine. Exact, o anumită ordine oferă da, deci această cultură. Și atunci tu trebuie să fii în relație bună cu toți sătenii. Acolo da, 2-300 de oameni, de exemplu, în saturile, da, deci foarte mici, și cum erau, da, deci pe vremuri. Și supraviețuirea ta depindea foarte mult, da, deci de cum tu ești perceput în ochii fiecare, pentru că era judecat, era analizat. Acolo, într-o cultură tradițională, tot și să mă interesează unul pe altul, ca nimic să nu se deraieze de la normă, știi? Pentru că dacă tu deraiezi de la normă, dar cine să-ți fac ție casa? A, da, cine o să vină la clacă, la exact, tine. Exact, exact. Acuma, deci, iată, da, pot să intru acum, dacă am o problemă tehnică în casă, am intrat pe site, știi, deci am găsit acolo, da, deci un inginer și gata. Da, eu am simțit asta recent, vreo 2 ani în urmă, când am plecat la țară și aveam o problemă la mașină, sau nu mai țin minte, a apărut o problemă. Eu n-aveam la cine să apelez. care a, la care puteam să apelez era meșterul care mi-a făcut a, a, a reparații, da. Și eu mă gândeam atunci cât era de important să mi în relație bună cu meșterul ăsta. <gântu -i> <gântu -i> <gântu -i> da? Pentru că la un moment dat, deci aveam un bazin da, deci în, în o gradă, El mă, mă, mă telefonaseră, era duminică, eu citeam o carte. Și Ștefan, tu ești acasă? Zic, da, dacă se poate să intru la, 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 tine, la bazin, știi? Zic că puteți să intrați, dar eu acum eu sunt ocupat, știi, eu acum lucrez. ca adică, pentru mine citeam o carte, pentru că era timpul meu momentul ăsta, da. Deci eu l-am refuzat, știi? A, bine, hai, dar în regulă după aceea eu mă stăteam și parcă mă simțeam vinovat, știi? Dar dacă eu s-a supărat, știi? Și el după care am nevoie și de asta tu, psihoterapeut, da, da. Ștefan! Exact, da, de, pentru că era o, o, teamă, dar dacă el, de exemplu, s-a supărat și eu când -a am nevoie, știi, el nu o să mai vrei să mă, să mă ajute. Eu atunci am înțeles, dacă profund elementul ăsta, că dacă aici eram la, în oraș, că cineva se supără, nu am nicio problemă, da, deci apelez alte servicii, să spunem, da, deci când am nevoie să rezolv o problemă. Dar am înțeles vine asta, elementul ăsta cultural, da, deci în așa circunstanțe vrei să păstrezi relații cu oameni, că da, cu cineva să te ajute, da, deci cu chestii prin grădină sau cu ceva, cu niște instrumente sau alte, alte chestii. Da, dar întotdeauna să acționezi sub presiunea asta că trebuie să placi, să fii acceptat, să poți pe urmă, cum zici tu, mm -hmm. să poți apela mai târziu, Adică, nu știu, îmi pare foarte complicat, iarăși, greu de dus. Eu nu vreau să trăiesc așa și nu vreau copiii mei să depindă de cei ce spun alții. De, uh, și chiar când îi învăț și pe ei și îi spun deja asta, când mai arunc așa câte o etichetă să mai superi unii pe alții, să mai trag de cosițe și ei spun, eu știu cine sunt, eu știu cine sunt, tu poți să zici ce vrei, dar eu știu cine sunt și eu așa simt o mângâiere, un balsam pe suflet. Acum noi ne permitem acest lux adică de exemplu să mi pese mai puțin pentru că trăim în oraș. Și să mai spunem limite, cum exact, ai făcut tu. Da. Tu de fapt ai pus o limită. Tu ai acum timpul tău, tu vrei să citești, tu nici nu datorezi explicații, cu ce te ocupi acum, de da, ce îi spui da. nu. Tu vrei să fii singur și asta este suficient. Și tu ți-ai permis să faci asta. Da, pentru că venim din cultura uh, urbană în momentul acesta, Da? Deci, spun că acum noi ne permitem pentru că nu ne afectează viața dacă cineva are o părere proastă despre noi pentru că avem mai multe relații sociale în general și ușor să le formez cu altcineva. Da? Deci, întotdeauna este o bază ai de să-ți formezi prietenii noi. Dar în circunstanțele, da, deci rurale, când tu nu ai avea acces, da, nici, nici transport, nici informații în altă parte, Erai dependent pentru supraviețuirea ta. Și noi am venit cu această mentalitate care se menține. Adică acum nu e important lucrul acesta, dar noi continuăm Da să menținem o imagine bună față de exemplu de vânzătoarea de la buticul de jos, știi? Deci nu, nu, e important, da? Deci că nu, nu mă ajută cu nimic, deci că nu mă refer la chestii, niște schimburi sociale, de exemplu, mai solide în punctul ăsta, da? deci de, de, vedere. Dar noi rămân, că asta e cultura, că rămâne cu... Deci tot ceea ce este în anumite din punct de vedere comportamental în societate, undeva au avut un o... impact o influență sau o, 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 o anumită utilitate, uh -huh. o anumită necesitate. Absolut. Chiar și acea de exemplu tradiția la noi când vine cineva în ospeție, punem tot pe masă, de exemplu. Da. da? Deci da. de unde vine lucrul acesta? Noi fiind în permanent o societate care am fost dominată de uh, tot felul de alte uh, puteri, Uh, dacă vine să spunem, da, vine înainte să zicem acolo, da, deci uh, turcul, știi, deci și tu, na, na nu ai stat puternic să te aperi și uh, când vine că străinul la tine în casă, uite oaie, uite mă, mă ligă, uite așa nu mă las -mă în viață. Hmm. de ce noi suntem ospitalieri cu străinii, de exemplu, încă a rămas elementul ăsta, da, deci în scop de supraviețuire, da, să, să fim buni cu ceilalți sau, știi, momentul ăsta, capul plecat, sabia nu taie. Pe noi, capul plecat, sabia nu taie, ne-a ajutat să supraviețuim ca etnie. Pentru că, să ne uităm, de exemplu, la meridieni. Au fost foarte multe, da, deci, a, a, triburi ameridiene, că atunci când unii occidentali, da, deci i-au impus să se convertească la catolicism, cei care n-au dorit au fost exterminați, nu mai există, ca etnie cei care au acceptat da, deci, dominația au supraviețuit, că mai, acum, acum mai, mai, au rezervațiile lor naturale în care aceste triburi da, deci, și-au păstrat identitatea, de exemplu. Și nu, e, așa nu ține de dimitate, de rușine, ține da, de uite supraviețuire. Dar că e bine, că e rău. Aici, aceste răspunsuri sunt foarte subiective, ține deja de filozofie fiecăruia. Că vezi că noi întotdeauna suntem cumva judecați, că ăștia acceptă, înțelegi, mm -hmm. gaz, ieftin, numai ca să trăiască și știi, mm -hmm. lucruri din astea. Adică întotdeauna suntem cumva criticați, judecați, pentru că suntem servili, că ne lăsăm subjugați, că iată, nu avem mândrie, identitate națională, Cu uite la ceilalți, ei sunt gata să fi și în război, să țină piept, dar noi suntem gata să aplicăm capul, să acceptăm orice condiții, numai să avem gaz acasă. Putem fi judecați pentru asta atunci? Nu. Consider că înțelept este acea strategie care te face să supraviețuiești. Și acum, din momentul în care tu nu ai resurse, de exemplu, deci tu nu ai armată, tu nu ai resurse energetice, tu nu ai cu ce juca pe masă, din punct de vedere biologic. Asta, de exemplu, ca metodă de supraviețuire este supunerea. Că, în general, pentru fiecare dintre noi, da, deci fie la nivel de individ, fie la nivel de societate, sunt patru reacții în fața unei amenințări. Asta luptă, dacă am forță, iată, mergi prin pădure, te întâlnești cu niște uh, băieți Și atunci își cer o țigară la tine. Și atunci îi vezi că e cam să periculoș, da? Și atunci fiecare dintre noi are patru reacții posibile. Fie că, de exemplu, uh, dacă crezi că ești iute de pișor, ai să fugi. Dacă crezi că ai mușchi puternici, ai stibați, ai stiluțul, de exemplu, fie ca să încremenești, fie ca să supui, na, na, îți nu mă las mă în viață. În funcție de cum rapid creierul scanează situația. Și este total neînțelept, total riscant, neadecvat, pur și simplu să se manifeste demnitatea chiar dacă tu ai fi ușis. Nu, dacă asta e important din punct de vedere etic moral, că alții așa merg pe această idee. Da, e dreptul fiecare aici să perceapă. Dar din punct de vedere biologic, supraviețuirea asta nu se înțeleaptă lucrul acesta. Dacă, de exemplu, noi ne diversificăm resursele energetice, da, și nu mai putem să fim șantajabili, atunci da. Dacă avem armată, vezi cum crește demnitatea întotdeauna. Iată, eu, ca eu, fiind, de exemplu, în școală, a, a, cumva, am permis victima bullying-ului, că eu eram slab, mie mi s-a dezvoltat capacitatea de a comunica. Da, deci cumva și evitam, da, deci nu m-am bătut niciodată. Au fost doar mici, mici acolo, doar tendați, când mă, întreabă cineva, te-ai bătut? Nu, pentru că știam că eu am să pierd. Trebuia alte, să alte capacități de înțelegerea celuilalt. Nu știu, asta m-a ajutat acum, m-a ajutat acum ca psiholog, știi? Deci, pentru că dacă îl ascultam, pe agresor care să, da, deci îl vedeam și încercam să comunic cu el, să a conflictul în momentul, în momentul ăsta. Asta pe mine m-a ajutat. Dacă eram mai mușcă, poate că nu depuneam atât de mult efort mental să mă gândesc cum să comunic cu el, să dădeam și eu înapoi, de exemplu, și ne mai băteam, ne mai întindeam pe acolo, știi. Deci, de ce nu trebuie să, 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 să Respectiv, dar ce să gândească, iată, ceilalți, asta a fost foarte important da, deci în cultura, da, deci uh, tradițională. Acum avem nevoie să ne gândim mai mult ce este mai pragmatic, da, deci mă afectează cumva viața, că unii rudii sau prieteni, știi, gândesc rău despre mine sau uh, nu. La fel, apropo, și despre relațiile, da, deci de cuplu. Aici la fel, uh, că de ce foarte mult, mai ales femeile, da, deci tolerează bărbații uh, nu știu, ignoranți, toxici, alcoolici, și violenți și în caz că uh, nu știu, cuplul nu merge sau se dispart, divorț, adeseori femeia este acuzată. Sau chiar femeile adeseori, când în terapie spun că mamele, bunicii, pun presiune pe dânsele, că fii mai bun, nu mai fi așa de capricioasă, nu mai fie așa, de, deci păstrează-l. Asta adeseori, știi, deci de unde e lucrul acesta? Iar și ne întoarcem, da, deci cu 100-200 de ani în urmă, de exemplu, sau chiar și vreo 70 de ani în urmă, satele mici, bărbați mulți plecați la război, care nu se mai întorc, sunt foarte puțini bărbați, tu nu ai acolo aplicații, rețele sociale, Tinder, Facebook sau altele, da, în care să faci cunoștință sau să ai transport, să mergi la oraș sau în altă parte, Asta era satul tău și în vreo două cu trei sate vecine, unde poți să găsești un bărbat. Dar acea structură socială, din punct de vedere economic, nu permitea femeilor, de exemplu, să fie independente economice. Ele dependeau, da, deci de bărbat, el era și da, deci care aduce acasă, da, deci agricultor sau miște sau alte, da, deci lucruri. Respectiv, era ca femeie să supraviețuiască și să poată crească copii, depindea foarte mult, da, deci, de, de bărbași. Dacă le-ai pe unul, dar îi bat, mai bea sau mai, erau, iarăși, mai înțeles. Sau, sau dacă nu te bate, ei, da, măcar, măcar nu te bate, știi? Da, da, exact. El bea, e alcoolic, dar măcar nu te bate și de mai bine. Da, da. Postrează-l, cum zici tu, postrează -l. Exact, dar acum, în prezent, da, iarăși, nu suntem aceste circunstanțe. Femeile, de exemplu, da, deci, pot deveni independente și uh, autonome, da, și financiare și avem mai multe relații sociale și nu mai e cazul să tolerezi ceva care, da, este o problemă deja pentru tine, pentru că mă întâlnind de multe ori, femeile spuneau că, ele spuneau Zivorțesc că bărbatul nu mi-a oferit suficient afecțiuni. Ei, ti, doamne, știi. Mie pot fai problemă. Eu am probleme <laughs> da. tale, da. <laughs> știi, las la final o întrebare. De, de câteva ori mi-am pus-o și am zis că vreau să-ți o adresez. De ce ai devenit totuși psihoterapeut? Sincer. Um, inițial, eu am mers la filozofie. Uh -huh. Dar cei care legă calea filozofiei. nu pornesc așa din curiozități pur intelectuale, pornesc de la anumite suferințe individuale. Și nu mm -hmm. numai cei la filozofie, la psihologie, la fel, cu atât mai mult. Care erau suferințele tale? A, din copilărie, sentimentul dat deci, de rușine, de starea familială, de bullying dat deci, din, din, școală, a, dar a, și din faptul că tata devenise alcoolic la un moment dat. S-a ruinat profesional și asta a afectat foarte mult a, relațiile sociale, familiale și mi-era rușine. Și atunci eu cumva încercam și că aici apropo mulți copii când familia, da, deci părinții au diverse da, deci probleme încearcă să salveze. Și atunci parcă simțeam că vreau să salvez. Oricum el gândește oare chiar atât de dependența aceasta, da, de deci, e atât de gravă? Poate trebuie să găsesc cuvintele potrivite, da, de deci, uh, să schimb ceva. Deci era o curiozitate, da, asta e pe partea asta, da, din psihologică, da. Și cumva e uh, un fel de nevoie care n-a fost satisfăcută, că n am mai reușit, dar rămâne cu un fel, da, deci de curiozitate, da, deci n-am reușit, ce ai în vedere? Uh, tată, din păcate, deja când aveam 18 ani, a decedat. Deci erai foarte tânăr. Da, da. Și uh, cumva n-am reușit cumva să schimb. Și să-l salvezi pe salvezi, el. Salvezi, exact. Tu voiai să joci rolul salvatorului care este impropriu unui copil. Absolut. Nu-ți poți salva părintele care este mult mai puternic și el e responsabil de viața sa. Absolut. Și uh, uh, Dar copilul face pentru că el vrea să aibă un mediu securizant, stabil. Și atunci el se confruntă cu acest, cu acest lucru. Asta a fost o rădăcină. Da, în momentul ăsta de, de salvator. Și multe alte situații da, de, de, din copilărie, da, deci multe de evenimente, creau la vârsta adolescentă crize existențiale. Asta care m-a dus înțeală în da, și în filozofie. dar în filozofie eu nu ne-am găsit răspunsul. Exact, asta voiam să te întreb. Care erau răspunsurile pe care tu le căutai? La ce întrebări? De ce sunt într-o asemenea familie? De ce în genere m-am născut? Ce căutai? Ele nu erau legate de, de familia da, ele erau legate de uh, întrebări existențiale, de sensul vieții, chestii uh -huh. de genul acesta, pentru că nu mă gândeam la familie, pentru că eram disociat de probleme de fapt, pe de altă parte de familie. Da, deci tu eu, ai disociat. Da, eu m-am disociat. da. Deci adică eu am început să mă intelectualizez. Da? Deci găsindu-mă refugiu în, în reflexii da? deci metafizice, da? deci încercând să-mi găsesc da? deci anumit, anumit, sens. Și asta îmi dădea un fel de compensare. Adică și era, îmi dădea un fel de mândrie fac filozofii, de exemplu. Da? Deci, însă filozofia m-a dus la alte crize. Pentru că la un moment dat eu citeam, de exemplu, diferite literaturi, ideologii, curente filozofice, și eu când găseam un curent filozofic, găseam, o, uite, să e sensul. Asta este adevărul. Până când citeam un alt curent filozofic. ăsta tot părea foarte rațional, foarte bine. Și parcă eu adeseori spuneam că viața mea se împartă în două etape. Până la Kant și după Kant, până îl citeam acolo pe Berdeaev, de exemplu. Și tot așa mai departe. Când la un moment dat, toate, da, deci curentele filozofice, religioase, toate s-au anihilat, da, deci între dânsele. Și am ajuns parcă în punct zero. Da, pentru că nu avem parcă nimic stabil, nimic, da, deci Uh, niște valori stabile, tot era relativ. decât tu ajungi să te jo joci cu conceptele, cu rațiunile. Și de adică ce când azi cineva spune că uite, eu caut sensul vieții pe cale rațional, tu nu poți să ajungi pe cale rațional să înțelegi sensul vieții, de exemplu, da? și uh, atunci zic că am nevoie de ceva mai consistent, ceva mai palpabil, Uh, bine, psihologia a fost uh, o, un fel de îngustare, da, deci în subiectul acesta, da, plus motivația aceasta care a rămas, atât din copilării legat de tată, dar parcă în curiozitatea cum funcționează creierul și care nu l-am înțeles atunci, da. Uh, și stând de, cumva într-o criză, criză uh, chiar făceam, studiam atunci psihoterapie și nu vedeam nici asta uh, sens sau rațiune în asta. Că eu căutam tot viața mea să înțeleg, viața trebuie și cumva logică tot ce își faci trebuie să aibă un pragmatism, să fii rațional. Și eu zic, da, da, psihoterapeuțe, că psihoterapeut, așa, sunt de importanță, știi, că noi ne dăm, știi, că noi trebuie să schimbăm societatea, să schimbăm mentalitatea. Eu mă gândeam atunci, stai, dar eu și cred că nu o să trăiască societatea fără psihoterapeut, să găsească alte... Și nu găseam, așa, un, argument convingător. Dar eu stăteam în momentul ăsta, stăteam afară în curte, erau mulți copii, alergau, se jucau, dar eu atunci eram mai mult în stări din astea, da, deși depresive, nu depresie și, și zic, de unde au energie? Nu că ei aleargă, dar eu nu pot alerga. Eu nu am, adică, mișcare, nu am dinamică, nu am vlagă, da, deci interiorul meu, eu caut rațiune. Energie vitală. Da, nu am această energie vitală. Că, cu siguranță, copiii nu au, știi, vreun sens pentru și ei alergă, de exemplu, da? Eu dacă să mă ducă, de ce tu strici mașinica asta, știi? Sau de ce tu faci din năsâp acolo o, o căsuță? Zic, nene, ce ești, nu e bun. Și zic, nu înțelegi întrebarea, n-ar înțelege această întrebare. De unde vine dar atunci toată mișcarea asta și nu spun aceste întrebări? Și că vine din instincte, vine din biologie, vine din ceva din interiorul nostru, care suntem programați. Curiozitatea, de exemplu. După aia zic, poate trebuie să, să, văd cum stau, cum stau lucrurile din punct de vedere din, din neuroștiințific, ca să cercetez da, de deci, ce lucrurile, lucrurile, date. Păi asta vine din corp. Da? Deci atât motivația de a alerga de a te juca, de curiozitate, da? Ține de niște necesități vitale, de exemplu. El n a o, o rațiune, știe, din punct de vedere, da? Deci filozofic. Natura ne-a creat așa cum uh, suntem. Eu zic, ce vrea corpul meu acum să fac? Ce simt el că vrea să fac? Tu-i cauți rațiune el și simt că vrea să fac. Vrea să doarmă. Nu și dorm. Nu și dorm. Asta de... Și atunci parcă să o pornit, știi, deci mecanism să ascult corpul. După aceea am dormit. Și eu, ce vrea să fac mai departe? El vrea să mănânci. Bun, duș mănâncă, dar du frigiderul uh, gol. A, dar trebuie să faci bani. Tu și lucrează. Deci au început să pornească, da, de, de ce, să îmi înțeleg corpul, nevoile, fără a le căuta un sens la aceste nevoi. Îți, îți este curios psihic uman? mai căuta rațiune în aceasta. Îți e curios? Fă. Ca să, de exemplu, satisface anumite nevoi. Iar satisfacerea nevoilor tale personale poate fi un util social. Când e interesant cum funcționează mintea umană, oamenii, de exemplu, da, de deci ce pot să beneficiezi de acest lucru. Și acum nu mai sunt în poziție de salvator, pentru că trauma aceea deja am rezolvat-o, dar deci de mult. Pentru că în poziție de salvator aș face cu orice preț să salvez oameni. Nu, eu sunt aici, de exemplu, da, deci și pot să ofer ghidare, dar nu pot să salvez. Și iată, din nevroză, cum spuneam, dar tot din trauma am pornit și deci, când înainte scriu, m-am întrebat, care a fost intenția, motivația la primă carte care tu ai scris-o? Da, spar deștept. Era și o frustrare interioară, dar vreau să par deștept. Acum, dacă îmi mai vine vreo idee să scriu vreo carte, mai curând, de exemplu, la deși nu se pară deștept, dar că cred că în această informație ar putea să fie utilă. Dar dacă este undeva, nu mai scriu, deși eu să mai replic ceva, numai ca să pară deștept, nu are niciun sens. Adică așa sunt multe cărți și așa... mai multă informație, de exemplu. Da, ascultându-te pe tine, am derulat și eu niște evenimente în capul meu și mă regăsesc în anumite lucruri. Și îți mulțumesc mult pentru deschidere, pentru sinceritate și că, uite, putem să luăm multe de aici, din experiența ta. Și nu degeaba se zice că noi putem să transformăm. Adică sunt două scenarii, Fie tu trauma ta, o transformi în super puterea ta, fie stai, și te victimizezi toată viața și cauți vinovați și dai vina pe ceilalți de ce n-ai reușit. Uite, eu prefer calea asta de a găsi putere da, și de asta este. și ne întâlnim aici. Ca să creăm un mic tribal nostru, da, o comunitate da. și să ne inspirăm, hai, mișcă-te. Și cât de bine ai zis că într-adevăr noi suntem atât de decorectați de simțurile noastre, de corpul nostru, noi atât suntem de focalizați pe exterior, ce fac alții, cum face ceila. Dacă o deschizi unul în covrigărie, vreau să deschid și eu, când înseamnă că asta e succesul, așa o să-mi vină banii. Dar care e talentul tău? Tu cine ești? Și așa cum ai zis tu, aveai o pasiune în față de filosofie, sensul vieții, căutai răspunsul și te-o adus acolo unde ești tu. Și mă bucur foarte mult pentru tine, sunt sigură că istoria asta va fi motivațională și pentru alții. Punem punct aici, dar vreau să mai vii să mai discutăm, că mi-au plăcut foarte mult particularitățile astea ale poporului nostru, de ce suntem noi așa cum suntem și vreau să dezvoltăm subiectul, așa cât mai aștept. Cu mare drag. Vă mulțumesc și vouă! Dacă vă place ce facem noi, lăsați neapărat un comentariu, o apreciere, distribuiți informația și vă mulțumim foarte mult pentru încredere că sunteți alături de noi. Ne vedem data viitoare! Pa, pa! 1 plus 1 este egal cu 3 Un podcast în care vorbim cu sinceritate despre familie și despre rolul de părinte